Bună seara, bun găsit la sport, competiția și reușitele pentru boxul severinean. După cele 5 medalii cucerite la Cupa României destinată fetelor, secția de la CSM Drobeta și-a trecut în cont o medalie și la Cupa României pentru băieți. Pugilistul Luca Câtu, singurul cu care delegația severineană a fost prezentă la Brăila, a câștigat bronzul categoriei plus 91 de kilograme. Deși activitatea pugilistică din Severin pare din ce în ce mai redusă, orașul de la malul Dunării continuă să obțină medalii strălucitoare la această disciplină. În sala de box a CSM-ului crește văzând cu ochii un sportiv de mare perspectivă, care a reușit să confirme în bună măsură așteptările antrenorului său. Vorbind despre Luca Câtu, pugilist care are doar 18 ani și care la această vârstă are deja în palmares 13 medalii în box. În ultimii 2 ani a reușit o ascensiune fulminantă și rezultatele nu au întârziat să apară. Triplu vicecampion național în 2011 și 2012 la competițiile interne. De asemenea și un loc 5 la mondiale. Și noul an competițional pare să-i fie în bătaia pumnului, după ce sportivul pregătit de Dumitru Cipere a adus acasă medalia de bronz de la Cupa României pentru tineret. Spune că se putea întoarce cu o medalie și mai strălucitoare, însă nu a prins una din zilele cele mai bune. A fost o competiție foarte bună, sportivii foarte pregătiți. Am câștigat 2 meciuri, unul prin abandon, unul la puncte și am fost învins în semifinale de către sportivi de la Slatina. Se putea mai mult? Se putea mult mai mult. Am avut o zi proastă. Să sperăm la campionat să ieșim pe locul întâi. După ce nu și-a dus la îndeplinire planul cu Georginel Hău, un sportiv cu foarte bune rezultate, însă care a abandonat boxul de performanță prematur, antrenorul Dumitru Cipere își pune toate speranțele în Luca Câtu pentru a reuși, după mulți ani de secetă sportivă, să se întoarcă cu o medalie de la o competiție internațională. E un sportiv care l-am de la vârsta de 9 ani și acum este ultimul an de tineret. Sper să, în toamnă, la campionatul național, să intrăm în formă maximă, să prindem și noi ori europene, ori mondiale. După Hău Georginel, care acum este în Anglia, el este cel de-al doilea sportiv care l-am, vorbesc la boxul masculin, și urmează fetele care au luat-o pe un drum bun. Am scos 5 medalii cu ele, una de aur, una de argint și 3 bronz. Sper ca una sau două fete să participe și ele la campionatele europene din toamnă. Directorul clubului sportiv municipal era convins că delegația severineană nu poate rata podiumul la Cupa României pentru tineret de la Brăila și a ținut să adauge faptul că sportivul Luca Câtu nu a fost la forma fizică maximă din cauza unei accidentări la umăr. Sunt mulțumit de rezultat, se putea și un pic mai bine, dar având în vedere că cu vreo 2-3 săptămâni înainte a avut și o accidentare, sportivul nostru Câtu Luca s-a comportat bine și ca atare a reușit un loc 3, deci un bronz la Cupa României. Pentru boxerul severinean urmează o perioadă de 3 luni de antrenamente solicitante pentru a putea să se lupte cu șanse reale pentru aurul de la campionatele naționale de junior, dar și să prindă un loc în delegația României care va boxa la campionatele europene de tineret. Se umple sala, începe gala, primul motiv este să reprezinte țara. Am alergat și m-am bătut să ajung cine sunt și din ce în ce mai mult. Premii, trofee, bătaie și diplome, să o dau pentru că pot, pentru tine șmecherii. Adrian Bondoc, unul dintre cei mai promițători tineri ai atletismului severinean, a reușit să obțină argintul la campionatul național de sală de la București. Rezultate bune au obținut și ceilalți 2 sportivi severineni care au participat la această competiție. Atleții severineni din cadrul clubului sportiv municipal au reușit să obțină la campionatul național de sală mai multe rezultate care dau speranță pentru viitor. De departe, cel mai bun rezultat a fost realizat de Adrian Bondoc, atletul reușind să se claseze pe un excelent loc 2 la proba de 600 de metri cu timpul de 1 minut 45 de secunde și 65 de sutim. Micuțul atlet a fost cât pe ce să obțină titlul, însă oboseala și emoțiile puternice l-au doborât chiar aproape de final. Deși recunoaște că au fost atleți foarte valoroși, ratarea titlului național l-a făcut pe Adrian Bondoc să fie și mai ambițios pentru următoarele competiții oficiale. A fost o cursă foarte puternică, dar se putea și mai bine. În viitor vreau să ajung campion național. Chiar dacă titlul a fost ratat pe final la proba de 600 de metri plat, Mirel Bârcu, antrenorul copiilor, s-a declarat mulțumit de rezultate, fiind conștient că elevii săi sunt abia la început de drum și evoluțiile vor crește odată cu vârsta și seriozitatea cu care se vor antrena în viitor. Am participat cu 3 sportivi, de fapt, cum v-am spus, că s-au și calificat data trecută, printre care Adrian Bondoc, care a câștigat medalia de argint și devenind vicecampion național la proba de 600 metri plat, cu Daia Evelina a ocupat locul 8, o speranță în atletism, sper eu, să ajungă la aceeași mare sportivă și să-l ajungă pe tânărul sportiv în viitor.
cu tutunarul Luminița, care a ocupat locul 12, ea fiind selecționată mai târziu, dar totuși a reușit să ocupe totuși un loc foarte bun. La competiția din capitală au participat circa 1000 de sportivi de la 116 cluburi din toată țara. Victoria Severinului, dar și rezultatele celorlalte contracandidate la retrogradare au făcut echipa pregătită de Geri Gane să se apropie la 4 puncte de Viitorul Constanța. Formația patronată de Gheorghe Hagi este și prima aflată deasupra liniei care asigură menținerea în Liga 1. Lupta pentru poziția a doua la finalul sezonului pare să fie principala atracție a acestei ediții din Liga 1, la concurență fiind și evitarea retrogradării. După eșecurile celor de la Pandurii Târgu Jiu și Astra Giurgiu cu Petrolul, respectiv Universitatea Cluj, Steaua a ajuns să aibă 16 puncte avans față de locul al doilea, însă mai important pare să fie faptul că locurile 2-5 sunt despărțite acum doar de 3 puncte, iar orice se poate întâmpla în această luptă în ultimele etape. Și la retrogradare, acolo unde ne interesează în special pe noi, lupta rămâne strânsă. În afară de Gloria Bistrița, Lanterna Roșie, nicio altă echipă până la poziția 10-a ocupată de Gazmetan, nepărând să fie scăpată de emoții. Liniștea temporară pentru Medieșeni a fost adusă chiar luni la Chiajna, în partida cu Concordia, în care au reușit să se impună cu scorul de 1-0, dar iată rezultatele complete ale rundei 25. CS Turnul Severin poate spera din nou la salvarea de la retrogradare după această etapă în care a reușit una din bombele etapei. După eșecul de la Severin, Viorel Hizo și-a dat demisia de la cârma Vasluiului. Punem punct ai știrilor din sport. Sunt Claudia Șontea. Noi ne revedem mâine cu alte subiecte. Până atunci vă doresc o seară frumoasă!